dezvăluirea pe care Marcela Fota a făcut-o, după ce soțul și fratele său au murit subit. Artista este hotărâtă să dea uitări totul Marcela Fota a trecut prin momente foarte dificile în viața sa, cel mai recent dintre acestea fiind în momentul în care soțul său, aflat în floarea vârstei, a decedat subit în urma unui infarct în luna decembrie a anului 2020. Un alt episod care i-a marcat viața a fost când a aflat că unul dintre frații săi, Viorel, și-a pus capăt zilelor. În urma acestui eveniment dramatic, artista a primit mai multe acuzații din partea familiei a soției fratelui său decedat, care i-au spus acesteia că Viorel s-ar fi sinucis din cauza sa pentru că avea să-i înapoieze o sumă de bani de care nu dispunea în acel moment. Cu toate că știa că acest lucru nu este adevărat, aceste acuzații au răsucit și mai mult cuțitul în rană și au făcut-o pe cântăreață să clacheze o perioadă. În ciuda evenimentelor foarte dificile prin care a trecut de-a lungul timpului, Marcela Fota a demonstrat de fiecare dată că nimic nu poate sta în calea fericirii sale și că este pregătită și dispusă de fiecare dată să facă tot ceea ce este necesar pentru a avea parte de fericire în viața sa chiar dacă a fost aspru criticată și judecată că și-a refăcut viața alături de un tânără de 24 de ani la scurtă vreme de la moartea soțului său, Marcela Fota a privit întotdeauna partea plină a paharului, singura dorință a sa fiind să se vadă pe sine și pe fiul său bucuroși de viață în fiecare moment. Recent, artista a postat în mediul online un scurt mesaj care certifică faptul că își dorește să trăiască din prin viața, în bunăstare și fericire, dând de înțeles că viața este așa cum omul și-o face. Să-ți spun un secret. Viața e bună, a fost mesajul pe care Marcela Fotal a postat în mediul online.